Președintele Consiliului Județean Mehedin, Saladin Georgescu, a dispus urgentarea procedurilor de achiziție. Acesta consideră că sistemul integrat al deșeurilor implementat la nivelul județului Mehedin cu fonduri europene trebuie pus în funcțiune cât mai curând în vederea creșterii calității vieții, menținerea unui mediu cât mai curat și dezvoltarea durabilă a întregii societăți. După achiziția acestor servicii, sistemul integrat implementat la nivelul județului Mehedinț va fi complet funcțional. Operatorii economici vor avea în concesiune serviciile de colectare selectivă, vor administra stațiile de transfer zonale și depozitele neconforme închise, vor asigura transportul separat al deșeurilor de la unitățile administrativ-teritoriale către cele 4 stații de transfer, unde vor fi introduse în press containere în funcție de natura lor, în vederea reciclării și reducerii cantității de deșeuri. Pe de altă parte, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, constituită la nivelul județului Mehedinți, a demarat de mai multe luni de zile întocmirea documentației pentru scoaterea la licitație publică a operării și transportului deșeurilor de pe cele 4 stații de transfer, Vânjumare, Străhaia, Baia de Aramă și Orșova. În cele din urmă, după ce a fost verificată de Autoritatea Națională de Achiziții Publice, documentația a primit ok-ul și în momentul de față așteptăm să se depună oferte în acest sens. Spre sfârșitul lunii noiembrie sperăm să finalizăm această procedură. Parte din deșeuri, mai exact cele biodegradabile, vor fi duse la stația din Malovăț. Fracția uscată, plastic, hârtie, sticlă va fi transportată la stația de sortare Malovăț, astfel încât să se reducă la minimum cantitatea de gunoi. Sistemul de management integrat al deșeurilor este o cerință imperativă a Uniunii Europene și orice fel de întârziere ar putea aduce sancțiuni financiare considerabile la nivel comunitar.